Spunem bună seara primarului ales al sectorului 1, doamna Clotilde Armand. Bună seara, domn. Bună seara. Doamna Clotilde Armand, cum sunteți în momentul de față cu această problemă? Pare că dă să se rezolve, dă să se încurce și mai tare. Cum o estimați în momentul de față? Lucrurile nu s-au schimbat. Lucrurile sunt clare de luni la 6 dimineață. Lucrurile nu s-au schimbat între timp. De luni la 6 toate procesele verbale semnate, validate de către toți delegații partidelor politice au fost comunicate partidelor. De la 6 dimineață luni știm cine a câștigat aceste alegeri. Erau câteva mici discrepanțe normale, la câteva secții. Un vot în plus, un vot nul în minus, o semnătură în plus. Toate aceste mici discrepanțe au fost rezolvate. A luat acest lucru două zile. Dar rezultatul nu s-a schimbat. Erau discrepanțe foarte mici. Așa că de luni dimineața, după numărarea tuturor voturilor, știm rezultatul votului. Și pe acest proces electoral trebuie să se închide. Și atunci de ce președintele PSD, președintele PSD București, mă rog, vicepreședinții partidului, de ce toți susțin că a existat acolo un userist pus pe fraudă care ar fi fugit în cârcă, fel de Moș Crăciun, la invers, cu sacul cu voturi din încăperea aceea. De unde această acuzație, dacă, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare și nu e nimic de tranșat? Domnule, eu nu știu, Antena 3, antenele, primarul, mereu au spus niște fake news extraordinare, încă niște fake news, un fake news un plus, un fake news un minus, nu prea contează. Primarul PSD nu și acceptă înfrângerea, este total disperat, este gata să pună să facă orice, să spună orice, este gata să pună foc democrației din România. De data aceasta mi se pare și mai grav decât toate calomniile pe care le-au spus despre mine, pentru că e vorba de procesul electoral, e vorba de democrația din România. Ce să vă spun? Pot să vă spun și punctual, dacă... Păi, hai să o luăm, cu acest punct important al conversației. Aveau ce căuta oamenii aceia acolo, în acea încăpere care înțeleg că era sigilată? Ok, atunci, cum v-am spus, din punctul de vedere electoral, lucrurile sunt extrem de clare de când s-a terminat numărarea voturilor în prezența tuturor delegațiilor de la toate partidele politice. După ce s-a terminat numărarea voturilor, trebuia aceste voturi, rezultatul proceselor verbale, să fie încărcate pe site-ul AIB. Ce s-a și întâmplat? Da. Noi am vrut să ne asigurăm că sunt încărcate în mod corect, că nu vor fi surprize ciudate, avem procesele verbale, dar vreau să știm că totul va fi încărcat corect. Și pentru asta am rămas în apropierea biroului electoral de sector, unde se facea această centralizare și unde se încărcau datele. Am cerut să, conform legii, să putem fim prezenți la această centralizare. Când spun să fim noi prezenți, vorbesc de candidații. Candidații, da, să fie prezenți fizic, în calitate de observator. Atenție, observator. Deci în lege spune că pot participa la... Deci nu e obligatoriu să participe toți, pot participa cei care au făcut această cerere. Dar au dreptul. Au dreptul, sensul ăsta. Avem dreptul să fim acolo. Dar nu e obligatoriu să fie toți. Deci știți că au fost candidați de la toate partidele prezență fizică acolo. Da? Da. Și noi n-am putut la început, nu ni s-a pierdut. Și până la urmă, prin președintele biroului electoral de sector, am avut posibilitatea de a fi prezent conform legii. Faptul că eram observator, da, nu a avut niciun fel de impact asupra procesului. N-am uitat, nici un observator de la noi nu a pus mâna pe
Dar e important observația. Cei care au pus mâna sunt doar niște persoane care sau aparțin de biroul electoral de sector sau personal auxiliar care... Deci doamna Cotidarman, ce spuneți dumneavoastră este că reprezentanții dumneavoastră de la fața locului nu au pus mâna, ci doar observau. Hai să-i spunem bună seara și candidatei din partea...